spuneți-ne câte ceva despre firma pe care dumneavoastră o reprezentați aici la Denta 2009. Firma noastră este o firmă de tehnică dentară, este un laborator de tehnică dentară și un centru de frezaj CAD/CAM, o tehnologie foarte nouă și modernă pe piața stomatologică. Ce înseamnă laborator Dr. Fisher? Dr. Fisher este numele meu și laborator dentar este specificul laboratorului, specificul activității. Cu ce vă evidențiați? Poate că venind din Germania și pornind de la început cu o tehnologie germană și cu o mentalitate germană, nu știu dacă mă diferențiez neapărat, dar încerc să mă apropii la toate cerințele de pe piața română și internațională. Cum vedeți colaborarea cu firmele din România? Este o colaborare foarte bună, nesperat de bună. Poate la început m-am așteptat la mai bine, dar pe parcurs am văzut că colaborarea cu clienții noștri din România este de multe ori chiar mai bună decât cea din alte țări europene. Pentru cei care ne urmăresc, specialiști, medici, dentiști, de ce ar alege Dr. Fisher? Vreau să fiu modestă. Cred că doctorii între timp s-au lămurit cu ce laborator să lucreze. Piața este liberă, fiecare lucrează cu cine dorește, dar cred că calitatea constantă pe care o avem și prețul foarte, foarte bun al unei lucrări de tehnică dentară, cred că este condiția sine qua non. Mi se pare grozav ce ați putut să realizați cu acest canal, cu această televiziune. Era nevoie în România de așa ceva și este una din punctele care văd că au început să se ocupe anumite persoane, anumite firme de asta. E foarte important. Informația la ora actuală merge atât de repede în internet și în aceste televiziuni, încât în străinătate existau de mai mult timp, în România nu. Și vă felicit pentru că sunteți primii pe piață și pentru că puteți să oferiți colegilor, tehnicieni, medici stomatologi, chiar și pacienților, puteți să oferiți atâtea informații folositoare.